Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru luna noiembrie, pentru zodiile de aer, geme, balanță, vărsător. Să vedem ce noutăți sunt, ce energii pentru zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, așadar ce spun cărțile de oracol. Și am să încep cu zodiile de aer, gemeni, ascendent gemeni. Vedem luna noiembrie cu ce energii vine pentru zodia Gemeni, ce reușite pot avea pentru casă, pentru servici, pentru planurile importante ale vieții de zi cu zi. Vești. Vești noutăți, schimbări, vești care vin poate și la nivel de societate, de acte, aveți ceva de rezolvat cu actele, poate. Pentru niște drumuri, poate legați de niște drumuri sau de la drumuri. Wow. Într-adevăr, pentru drumuri de la drumuri, văd că aveți un noroc, aveți un succes. Poate unii dintre voi plecați și într-o vacanță, aveți un eveniment, aveți o protecție divină, aveți pe cineva care vă ajută la servici, aveți dragoste și prietenie, vă iubește persoana dragă sau vă veți îndrăgosti chiar. Face și voi o clarificare aici legat și de o situație poate materială, poate legată de casă. Puteți cheltui niște bani unii dintre voi, poate și legate de un doliu. Unii dintre voi poate că sunteți printr-o... aflați de cineva, poate, care trece printr-un doliu și ajutați. Sau clarificați voi ceva, vă pregătiți voi. Cum ar veni pentru niște schimbări. În caz de ceva, vă puneți deoparte, să zic așa, banii, investiți în ceva, dar văd că aveți noroc, noroc neașteptat, un noroc care vine de la drum, o oportunitate, învingeți niște dificultăți, veți avea într-adevăr niște ostilități. Vedeți că pot apărea în luna noiembrie niște discuții în contradictoriu, niște dușmănii pe familie, pe neam sau pe ce câștigați voi cumva aici, aveți niște persoane care cumva vă sunt ostile, dar veți depăși, că aveți speranțe, văd că sunteți optimiști, vă vin idei, copiii pot juca pentru voi sau tinerii sau ideile noi, creativitatea. Într-adevăr că vă veți bate pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce aveți nevoie, pentru că nu o să fie așa chiar totul care pică din cer, cu toate că aveți și noroc. Adică chiar vă pică și norocul, cum se spune, din cer, dar totodată aveți și rivalități pentru acest noroc. M-ar veni norocul acesta, vine puțin și cu rivalitate. Dar aveți parte de dragoste, de iubire, văd că vă veți gândi la voi, vă veți cumpăra niște cadouri. Pe neașteptate, pe surpriză, poate veni chiar pentru voi o speranță, vine o noutate, o călătorie, o aventură, ceva. Aveți într-adevăr niște dușmănie aici, legate poate și de niște, ori cu copiii, să aveți niște neînțelegeri, ori, Doamne ferește, de vreo ceartă, de vreun scandal, de vreun ghinion. Vin niște schimbări legate de drum, se schimbă ceva. Apar nu, într-adevăr, dușmănia la voi poate ține și de o schimbare, de o casă nouă, de o că vinzi, că cumperi, că te muți, că moștenești. Aici poate de asta vin niște discuții. Bani vei avea, dar într-adevăr ai rivalitate, gelozie. Ai pe cineva care te cam invidiază, care te cam gelozește, ori că e vreun fost partener, ori e vorba despre alte persoane din preajma familiei, a neamului, să zic așa, care te cam invidiază. Aici pot fi și la nivel de societate, că apar niște ostilități, să zic așa, niște grupulețe așa puțin mai ostile, mai agresive, mai dușmănoase, mai geloase, provocări, să zic așa, din partea unui bărbat gelos, dar le veți depăși, veți găsi soluții, văd că aveți speranțe să schimbați, să vă țineți pe poziție sau chiar să ajungeți într-o funcție cu putere. Veți conduce, veți avea un succes de aici, în ciuda unor adversități, în ciuda unor dificultăți, cumva veți avea și noroc, sprijin, vești de la drum, schimbări, călătorii. Cam asta e din ce văd și bani. Veți sta bine cu bani. Haideți să vedem și pentru zodiile de aer balanță, ascendent balanță, cum va fi luna noiembrie pentru balanță.
un risc aici, pe sănătate, un risc pe niște, pe un parteneriat. Da. Aveți o lună bună, aș putea să spun, cu toate că legat de anumite aspecte, aveți un dușman, aveți poate și pe servici, pentru profesie, carieră, acolo aveți niște dușmănii, aveți niște rivalități, dar aveți totuși și aveți de luat o decizie. În luna noiembrie vă văd aici că trebuie să luați o decizie. Trebuie să depășiți niște dificultăți, vă vin niște vești. Un contract legat de drumuri, poate. Văd că voi aveți niște speranțe. Aveți niște speranțe să plecați la un drum, să faceți o reușită, să vă puneți în siguranță. Unii dintre voi poate aveți speranțe și de o nouă relație, de o căsătorie, de un parteneriat, de un contract, ceva aici. Văd că are legătură cu, orică vă veți simți mai în siguranță în relația de cuplu, ori apare propunerea în căsătorie. Văd că aveți niște beneficii, aveți niște câștiguri, chiar vă îndrăgostiți. Chiar sunteți creativi, chiar găsiți idei, dar într-adevăr aveți pe profesie, carieră, pot apărea dușmani noi sau alții vechi aici, pot fi și persoane de gen masculin care vă sunt puțin dușmănoși. Copiii vă pot fi totuși prietenoși, puteți avea de-a face cu o tânără îndrăgostită, cum ar veni fica, se îndrăgostește, vă invită la o nuntă, poate de aici apare o nuntă în familie, cum ar veni, sau are vreun eveniment, altceva, aniversări. Aici văd că aveți niște aniversări, aveți niște petreceri, aveți niște evenimente, câștiguri, speranțe de câștiguri. Aveți speranțe de câștiguri, aveți și o decizie de luat. Poate legat și de o schimbare de casă sau pentru a clarifica ceva legat de această dușmănie. Apare o ostilitate, o contrarietate. Apare, într-adevăr, voi aveți o problemă care trebuie să o clarificați, poate legată și de un doliu aici, de o rivalitate legată de copii, de familie, dar văd că aveți un noroc. Deci, o alegere aici, cumva, veți avea de făcut o alegere și, în funcție de alegerea voastră, puteți avea un succes sau mai puțin succes. Că aveți niște oportunități. Prietenia joacă un rol important, că vă altfel puteți intra într-o dușmănie, puteți avea un regret, orică aveți un dușman pe cineva de care v-ați despărțit sau la servici, puteți să vă rupeți poate de servici și să vă faceți o dușmănie acolo sau aveți pe cineva cu care v-ați rupt de servici de cineva și acea persoană vă poate deveni dușman. Voi văd că sunteți aici o speranță, îndrăgostiți, voi iubiți ceea ce faceți, dar aveți persoane care contestă ceea ce faceți. Deci există un riscul aici cumva să aveți o pierdere, o pagubă, dacă sunteți naivi sau dacă nu clarificați, că văd că aveți noroc, oportunități, dar ține foarte mult de clarificarea aceasta care o faceți. Că puteți avea bani, puteți avea câștiguri, puteți avea niște noutăți, dar posibil și să aveți o schimbare cumva, ori aveți auziți vreo veste de vreun deces, ori e pe societate ceva și cumva vă influențează în această hotărâre care trebuie să o luați voi, trebuie să aveți o gândire mai pozitivă. Poate fi și un dezechilibru, te mai dezechilibrează veștile, aici pot fi legate și de vești, naivitatea cu care tratezi niște vești, în cine ai încredere sau are legătură și cu copiii, pentru că pot apărea niște riscuri. Dar și pe profesie, pe carieră, cu toate că te văd cu mulți bani, vor juca într-adevăr un rol important niște prietenii. Copiii, prietenia, înțelegerea cu copiii, ce prietenia au copiii, poate. Apare șansa unui nou parteneriat, a unui succes în familie, a unui succes într-o relație, o căsătorie, o împăcare, o schimbare de casă, un cadou, un dar, ceva, un succes poate apărea în luna noiembrie cu siguranță pentru zodia balanța și în balanță, dar într-adevăr pot veni și niște pericole, un dezechilibru, ceva te poate pune puțin pe gânduri, ceva trebuie să îți pune la încercare, să zic așa, înțelepciunea, răbdarea sau pot apărea schimbări imprevizibile, dureroase. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, vărsător ascendent, vărsător pentru luna noiembrie. Wow. Pare o gelozie.
Aveți niște întruniri importante, aveți niște evenimente. Luna noiembrie poate aduce o șansă, o veste, o schimbare, o împăcare, poate aduce un parteneriat, un contract. Văd aici că stați pe gânduri, găsiți o soluție. Prietenia joacă un rol important, o prietenă, o iubită, un iubit. Puteți fi invitați la o petrecere, puteți fi invitați la o căsătorie. Voi, poate în sufletul vostru, aveți totuși așa o îndoială. Voi doriți să vă eliberați de o răutate, de un rău, de un malefic, să zic așa. Probleme și de sănătate. Văd aici că puteți trece peste o problemă de sănătate, puteți să vă însănătoșiți, puteți să vă împăcați, să fiți iertați, ajutați. Văd că vin niște schimbări care țin de drumuri, de la drum, poate și de la prieteni, de la familie. Ori faceți voi vreun drum la rude, că văd că joacă un rol important rudele, puteți primi cadouri, daruri pentru copii de la copii. Sau aveți niște evenimente în familie care vă aduc aici, poate și un contract de servici de casă. Cumva aici văd că pot veni. Aveți și un dușman, într-adevăr, aveți cineva vă cam spionează sau cineva e mai pervers, așa, dar în general aș putea să spun că luna noiembrie ar putea aduce niște reușite, niște schimbări pozitive pentru zodia vărsător. Luna noiembrie pare cu niște schimbări pozitive, cu mai multă dorință de libertate, chiar vă eliberați de ceva, de un stres, de niște griji. Da, vă aduce bani, câștiguri, puteți face un contract, o prietenie, vă eliberați, vă puneți în valoare un talent, doamnele, văd că joacă un rol important pentru voi, prieteniile, puteți avea un succes. De ce sunteți voi dușmăniți, dușmănite? Poate fi și din cauza unei persoane care vă cam invidiază succesul, poate, sau e un bărbat care ar dori cu voi o relație și de aici poate apărea. Posibil pentru unii dintre voi să faceți o schimbare, vă veți gândi mai mult la voi, poate, posibil să faceți de cineva care trece printr-un doliu sau stați la distanță de cineva, dar în orice caz pare o lună cu noutăți, cu un noroc care poate veni, să știți. Un noroc care ține de haina statului. Aveți o oportunitate, ceva în luna noiembrie. În ciuda unor întârzieri, în ciuda unor rivalități, în ciuda unor probleme, cumva zodia vărsătoare și ascendent vărsător poate veni cu o oportunitate, cu o schimbare, cu un noroc neașteptat, să învingeți un ghinion, să depășiți o dificultate, să vă eliberați de ceva care vă crea o neplăcere, poate. Aflați niște secrete în luna noiembrie. Aflați niște secrete, vă puneți în siguranță, tocmai pentru că aflați voi niște secrete, vă veți putea pune într-o siguranță. Cam asta e din ce văd și pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, pentru luna noiembrie, așadar poate veni un noroc neașteptat, o siguranță, o stabilitate, o veste, un act, un contract, ceva care va duce reușită. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți succes pe toate planurile, o lună noiembrie magnifică. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți.